Înainte de a începerea acestui clip, aș vrea să promovez un canal de YouTube recent, pot spune, pentru care destul de puține clipuri, dar foarte interesante, chiar am aruncat și o privire și, sincer, m-a fascinat. Este vorba de canalul lui Eddie Gaming Ro, care, bineînțeles, m-a rugat să vă abonați la el doar dacă știți că veți fi activi. Are clipuri cu Minecraft, mini walls, Minecraft, mapele băcilor și, evident, Skywars și multe, multe altele. Dacă vreți să îi vedeți și voi canalul, aveți chiar acum o notare pe ecran, dar și un link în descriere. Eu m-aș bucura să îl susțineți și pe el, să vă abonați și ce mai știți voi. Cam aduc această promovare acum, hai să zicem la episod. Salut, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou clip din seria noastră preferată de Need for Speed Most Wanted. Păi se putea. Ei bine băieți, am jucat destul de mult off-camera, am jucat foarte multe curse. Și suntem pregătiți să ne batem cu Blacklist 2. Deci hai să o facem. Ce mașină are tipul ăsta? Asta e să vedem noi. Bio View car. Ia să vedem. Bun, faină mașina. Este un Mercedes, bun. Tot neagră. Perfect, bun. Păi hai să ne duelăm cu el. Să începem cu circuitul. Oricum altfel nu puteam. Și vreau să vă spun că atunci când mă jucam eu off camera, dar stați să vă arăt cinematicul ca să nu mă bag peste, că mă ceartă lumea după. Asta e mașina mea. Nia. Mamă, frate. Și asta e șmecher, dar parcă nu-mi place că e neagăr. Parcă nu se potrivește negru. Vrum. Ok, hai să vedem de ce ești tu în stare. Și dacă ne vei bate, urmează să vedem. Nu știu ce am luat-o pe aici. Evident nu am vrut și nu am realizat ceea ce fac. Ok, da, despre ce vorbeam, am jucat eu off-camera și m-am lăsat prins așa de poliție după o cursă. Am tras foarte tare și efectiv a fost o cursă la care ăla era la o roată în spatele meu. Și o roată e mult, o palmă așa distanță. Era rivalul în spatele meu, mă rog, ultimul. Adică mai era un spate, dar zic cel mai aproape. Și după m-a luat poliția, nu știu cum naiba, știți cum se întâmplă Need for Speed. Și eram atât de nervos, am zis, dă-o încolo, frate, acum mai stau să mă joc și cu poliția. Hai, prinde-mă, fă-ți dam blau, în gândul meu, știi? Pe unde te duci, bă, The Link? Aoleo! Păi, apoi te întreb de ce te ia lumea din spate, că conduci ca naiba. Da, și, băi, nu știu cum, dar în loc să dau apă și o alt F4, gen, să ies din joc, că cursa se punctase deja, m-a prins poliția și mi-a pus un X pe mașină și la 3 X-uri și că ne-o ia pe sus. Gen ne oprește mașina. Cum ar fi, a? Păi voi știți cât costă mașina asta? Cred că am dat vreo 600.000 de dolari. Nu știu, puteți să spuneți voi în comentarii cam cât a costat tot tuning-ul și toată mașina. Și efectiv la performance acolo am dat foarte mulți bani. Bă, nu știu ce mașină e aia sau ce șofer e ăla, dar uite că m-am făcut de râs, ați văzut? Spuneam că e șoferul prost sau că mașina lui e proastă, dar eu am făcut acolo o belea. Dar toate astea tot sunt în fața lui, așa că n-a văzut nimeni. Și acum toată lumea o să spună în comentarii că, oh, olu, ce prost conduci. Dar e greu să mă concentrez, gen, când vorbesc. Mi-e super greu. Da, cu toate astea, The Link e fruntaș oricărei provocări. Deci asta nu e o problemă pentru noi. Ne-am obișnuit. Dar acolo când mai îmi scapă și mie ceva, vreau să nu mă criticați. Nu știu cum se vede green screen-ul. E foarte târziu când filmez și n-am avut timp să mă uit eu așa doamne, vreau să zic rapid sau repede și nu eram hotărât. Deci rapid. Mamă, bă, prostănacul s-a dus pe acolo și uitați ce în urmă îi. Aaa, s-a tamponat, bă, dar eu când mă tamponez, măcar mă ridic repede, știi? Ăla nu, frate, a rămas acolo. Păi asta e easy, boss. Easy. Bun. Și ce voiam să vă spun? Mamă, deci m-a prins poliția și mi-a dat un X acolo. Asta a fost destul de nașpa. Și cred că episodul ăsta o să fac mai lung. Poate chiar terminăm jocul. Bă, ce repede s-a
s-a apropiat așa de noi, a? Parcă era la mama naibii, ia uitați cât de aproape, ui. Ui, ce ai făcut, mă, nene, mă? Da, și încurge nasul, îmi cer scuze dacă mai fac. Așa, da. Nu e că am răcit, da? Am așa o alergie seara. Seara am o alergie, când e căldura aia, știi, mare, așa, gen... Seara e mai răcoare decât ziua. Nu, că aici am... Mamă, o să mă ia aici. E foarte nasoală curba, pentru că nu-mi dau seama că vine curba. Vum, 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 vum. Ok, mai avem un lap, dacă o să ne ia, nu e problemă, că avem timp să ajungem. Da, și știu că foarte mulți dintre voi sunteți revoltați și nu m-aș mira să facă cineva un clip. Nu m-aș mira să facă cineva un clip în care să spună că sunt țepar sau ceva. Că știu că am întârziat cu promovările. Și aici e greșeala mea că eu iau bani înainte să fac promovarea. Dar nici nu mă risc ca gen să-mi dea cineva mie țeapă. Pentru că eu știu că nu fac asta. Și nu m-aș mira să facă cineva să zică că am dat țeapă cu ceva, dar am foarte multe promovări de făcut. Și ieri m-am culcat la ora 4 dimineața și clipul meu a apărut la ora 7. Pentru că am stat foarte mult să... De fapt nu am stat mult, am ajuns târziu acasă, da? Am ajuns târziu acasă, am fost plecat și așa. Și na, nu stau toată ziua în casă, mai ieși și mă distrez sau ceva de genul. Și am ajuns târziu în casă și când m-am pus să editez, nu știu ce am greșit acolo la clipul ăla cu... Dă-te naibii. Clipul ăla cu mine și Anca atunci când găteam, oricum cred că l-ați văzut la ora 7, partea a doua, vorbesc de azi. Și eu vorbesc de partea a întâi. Și am uitat, gen, să fac promovare. Și chiar m-am super aglomerat cu promovările astea. Și cred că nu o să mai fac, gen, le fac pe astea care sunt deja de făcut sau ceva de genul. Și în curând nu mai facem promovări. Dar nu vreau să creadă cineva că i-am dat țeapă sau ceva. Promovarea voastră o să apară, numai că un pic mai târziu, pentru că, mamă, ce curbă nasoală e aici. Numai că, bă, dați seama, am uitat și eu de ele să le filmez, dar eu le am acolo, gen, am un notepad cu toate promovările pe care trebuie să le fac, gen, canalul, cu detaliile care trebuie să le spun și așa. Și nu vreau să vă speriați, dar o să apară. Credeți-mă că nu sunt om care să dea țeapă sau ceva, nu fac eu de-astea, doar că... mai durează. Nu știu, gen, la clipul ăsta a fost o promovare. O să, mai gen, mai am 9 promovări de făcut. În afară de cele pe care vor veni azi, de exemplu. Sau cred că nu o să mai intru pe site-ul la o perioadă până le termin pe astea 9. Da, așa o să fac. Nu mai intru pe site-ul la o perioadă până le termin pe astea 9. Și după ce le termin pe astea de făcut, intru. Și de asta zic, nu, oameni care au mai rămas să nu creadă că le-am dat țeapă sau ceva. Pentru că acum e YouTube-ul plin de hate pentru treaba aia cu Hymen. Sigur, se așteaptă oricine la orice de la diferite persoane. Bun. Gata, acum am încheiat subiectul ăsta. Probabil pe mulți dintre voi v-am plictisit, dar trebuia să vă spun și vouă cum stă treaba. Mamă. Și vreau să vă gândiți foarte bine dacă vreți ca după ce terminăm, adică cred că în episodul ăsta o să terminăm jocul, că vreau să-l fac mai lung. Cred că ăsta o să fie ultimul episod, nu știu, stați până la final să vedem dacă terminăm acum episodul, gen jocul, pardon. Vreau să vă gândiți super bine pentru că în curând îl terminăm, poate chiar acum. De-aia zic stați până la final, pentru că mai am doar un rival. Mamă, ce s-a încurcat tipul ăla. Vreau să vă gândiți foarte bine la ce vă doriți voi ca eu să joc imediat după ce termin jocul. Adică gen tot un joc cu mașini vreau să facem pe canal. Doar că nu știu, să continui cu The Crew. Eu am câteva episoade acolo cu The Crew și am văzut că vă place și vouă. Dar nu știu, poate mai vreți altceva, gen The Crew și încă ceva. Nu știu, nu vreau NFS 2016, adică, nu știu. Parcă a devenit foarte monoton jocul ăla. Cred că o să mă apuc de The Run. Este un joc tare scurt, adică o să-l terminăm în vreo 4 episoade, 5. Dar are o poveste super șmecheră. Încerc să zic dacă mă uit prea mult gen în față. Dar mi-am pus monitorul prea mult în stânga, a plecat.
Și n-am cum să-l întorc acum ca să stau gen ceva de genul jumătate-jumătate. Jumătate cu față la voi și jumătate la ecran. Mamă, ce curbă fain am luat acolo. Nu-i așa? Mamă, dar tipul ăsta e super aproape de noi și nu-mi place lucrul ăsta. Și în curând vreau să îmbunătățesc calitatea. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Bravo, bravo. În curând vreau să îmbunătățesc calitatea audio. Nu video, că ce video este de ok. Adică, mă rog, jocul e din 2005, de aia se vede așa. Dar mă refer la sunet. Vreau să modific ceva la microfonul meu. Mă rog, microfonul nu-l voi schimba, dar trebuie să mai cumpăr eu niște chestii ca să audă mai bine. Imediat ne apropiem de final, nici nu mi-am dat seama de lucrul ăsta. Yes, sper că am câștigat. Haide, du-te, 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 du-te. Mamă, ce aproape a fost de mine șarlatanul. Băi, eu am câștigat. Ok, și trebuie să mai lămurim noi o chestie. Foarte mulți dintre voi sunteți revoltați că eu port șapcă. Dar credeți-mă că nu vreți să vedeți cum stă părul, așa că e decent, da? Că port șapcă, gândiți-vă că poate fi mai rău de atât. Știu că foarte mulți dintre voi sunteți niște oameni foarte drăguți și spuneați voi acolo de link, dar tu ești idolul nostru. Mamă, m-a spart când a scris asta. N-am lăsat acolo că sunt idolul vostru, am zis că așa ceva e desprins din filme. Așa, trecem peste. Și nouă nu ne pasă cum arăți tu, doar prezența ta e importantă. Nu contează cum îți stă părul. Deci când am văzut comentariul ăsta, pe bune că îmi venea să-mi pun o poză cu mine, fără șapcă. Dar am zis, lasă. Și mai stăm așa, cred că într-o săptămână o să fie bine. Gen o să crească la loc. Nu sunt chel pentru cei care întreabă, Dolin, te-ai tuns la chelie? Nu, nu sunt chel. Dar cred că ar fi fost mai frumos să fiu chel. De fapt, nu, nu, categoric nu. Parcă stă nașpa. Gen, arăt ca un cocalar. Pentru că erau o țigancă și gen, când m-a tuns am zis că, Doamne, cât de chiar am putut fi să mă las tuns de ea. E că mai bine mă tundeam eu uitându-mă în oglinda. Mamă, și ea mai încerea și bani, bă, pe tunsoarea asta. Când am auzit-o că îmi zice să-i dau bani pentru că m-a tuns așa, am zis că cred că nu știi cu cine stai de vorbă. Nu-i dat niciun ban. A fost prima dată când gen, cineva... stai. Mamă, oh my god, am crezut că scrie acolo 90, dar scria 40. Și mă speriasem un pic, am zis, mamă, așa repete cursa asta. Bun, și nu știu despre ce vorbeam, dar oricum, voiam să vă zic că tot așa, e posibil să nu-i pot lua mașina ăstuia și să vă zic de ce. Pentru că noi, la început, luam foarte multe mașini. Adică ați văzut, am luat Porsche-ul ăla. Am luat foarte multe mașini la început și jocul acum gen știe lucrul ăsta și nu mai ne pică așa de ușor mașina. Gen, sunt șansele mai mici să ghicim mașina din cartonașele alea, știți? Și acum oricum și șansele sunt mai mici, dar și dificultatea a crescut și nu-s mai de chiar așa ușor mașina. Pentru că trebuie să-ți cheltuiești banii aia cu folos pe care îi faci. Nu-ți mai tunezi așa mașini la mișto, să zic. Doamne, mă credeți că n-am văzut? Deci n-am văzut. Băi, nu știu, e posibil să fie sunetul mai tare la joc, pentru că m-am jucat off-camera mai mult și gen, mi-am pornit muzica din joc. Eu nu pot porni muzica din joc în timp ce filmez, pentru că, na, copyright. Dar am dat jocul un pic mai tare și cred că am uitat să-l dau la loc. Sau l-am dat, nici nu mai știu ce am făcut, sincer să fiu. Sincer, scuze dacă vorbesc mai încet, dar e foarte târziu când filmez și părinții mei dorm și n-am chef să mă cer cu mama. Da, na. Trebuie să ne conformăm, nu? Da, că nu filmez ziua, gen, filmez la mamă. Deci m-am uitat la ceas la telefon și uite și ce am făcut. E 3:51 când filmez. Dimineața. Mă ajunge ăla din prostie. E 94% cursa și eu îmi bag joc aici. Bă, The Link, dacă pierd acum, mă jur că îmi dau cu capul de ăsta până o trimis pe mama. Nu.
Wow! Wow! Ce era să mă ia? Mamă, ce cât de aproape am fost. Ok. Frate, aici e mașina. Paolo, de ce îmi dai prostia asta? Bă, aici e mașina. Te rog, te rog, te rog, te rog. Doamne! N-am găsit mașina! E tehnicaliu. Bă, nu se poate așa ceva, mă. Nu mi-ar mai fi dat și mie o șansă. O șansă. Asta e, băieți. Ok, ultimul rival. Razer. Razer. Am dat next ca prostul. Pe bune că nu voiam să fac asta. Bă, de ce am făcut asta? Stați așa că mă duc din nou să-l văd. Bio. Bă, dar vreau să văd, nu mi-a arăți. Mamă, frate. Băi, și era super șmecher. Bun, deci este ultimul rival. Ia să câți bani avem noi. Jump to safe house. Cred că mașina noastră e tunată la maxim. Deci eu acum gen am degeaba bani. Și cariera e completă 82%. Mă rog, la mișto că mai avem un rival și terminăm jocul. Adică, ca să fie 100% trebuie să facem nu știu ce bonusul sau ceva de genul și nu are rost. Noi o să facem cursele și o să ne batem cu rivalul. Ia să ăsta ce ne dau aici. Bă, nu o să fie cine știe ce greu. O să fac off-camera chestia asta și cred că nu știu, când se strâng 4000 de like-uri la clipul ăsta, o să apar următorul episod când ne duelăm cu BMW-ul. Adică voi nu o să vedeți când fac, că să le fac off-camera, că n-are rost, vă plictisesc. Pentru că mulți spuneți că vreți doar cu rivalul. Dar până atunci mă duc până la tuning, că vreau să văd eu ceva. De fapt, nu că vreau să văd ceva, vreau să îi schimb culoarea. Că la performance nu mai am ce să-i fac. Bun, bun, ok, bun. Visual. Paint. Și o să o fac foarte simplu cu... Ia să vedem ce culoare o facem. Că inițial voiam să fac gri, dar arată super nașpa. Gen, mă gândeam că arată mai bine, dar nu arată mai bine. Bă, stai mă! Dar nu pot să dau... Așa. Bun, nu, nu arată mai bine pe gri. Adică, nu știu, vreau să-i pun și spoiler. Ia să vedem noi metallic. Custom. Bă, da. Ce șmecher e griul ăsta. Gen. Ia uitați-vă. E foarte metalizat așa. Gen, e crom, știi? Nu e gri. Mamă, super. Ia să mai vedem. Gen, uite, vezi, se vede reflexia. Ia să vedem alte modele. Mamă, frate, dar urâte sunt, bă. Sunt prea mate așa, nu știu. A, astea sunt mate, toate deja. A, ba, nu. Nu știu cum sunt, dar multe sunt mate. Lol, cum e asta? Am avut culoarea asta. Sau asta am avut, nu mai știu. Nu, cred că o fac așa. Băi, dar negru ăsta cum e? Ia asta e 3. E mai strălucitor așa, mai... Nu neapărat, mai... Nu știu. O să facem așa. Gri. Poate unora nu o să vă placă, dar asta e bun. Am ieșit de aici, daci. Și vreau acum să merg eu la parts. Mergem la spoiler. Nu știu, gen, ce spoiler să-i pun. Mă tot gândesc. Parcă n-ar merge un spoiler de ăsta așa mare. Gen, ca și când conduci așa. Sau bine, hai că-l pun pe ăsta, hai că nu e așa mare. Bun, Reaper, ia uite-l pe Reaper. Și asta e body kit. Eu am maxim, nu? Da. Ce urât, e simplă. Pac, pac, altceva? Altceva? Ok, ieșirăm și daci. Și acum ia să vedem noi afară. Bă, eu zic că arată mai bine. Eu zic că arată mai bine. Și cu asta basta, băieți. Când strângem 4000 de like-uri, o să punem episodul când ne batem cu Razer. Eu acum opresc filmarea, dar mă bag să joc
să fac cursele astea. Vă mulțumesc de vizionare, ne vedem mâine. Băi, mâine am o surpriză, ne vedem cu o serie nouă sau cu două serii noi, nu știu. Vedem. Eu am fost The Link și vă salut pe toți. Ciao!